îmi rup pielea de pe spate și o pun la păstare. Într-un sicriu să scriu pe ea viitoarele poezii trecute. Cu sângele care mă ține în picioare voi pune în versuri vrute și nevrute, vorbărețe și tăcute, dar cel mai mult voi scrie mute. Nimic nu se compară cu singurătatea din tăcere. Ești singur cu tine și auzi inima cum pompează sângele până în cele mai mici capilare. Mai tragi un fum din țigară și îți explodează 3 sinapse. Aici, acum, de ce? De ce vorbesc la persoana a doua? E vorba despre mine, însă tăcerea mă depersonalizează. Transced înspre o stare superioară de conștiință, unde eu nu mai sunt centrul universului, ci doar un satelit minuscul într-un conglomerat de sateliți minusculi care urmează haotic traiectorii bine stabilite de raportul gravitațional dintre nimic, ceva și tot. Acum e momentul oportun să-mi evaluez șansele de coliziune cu ceilalți sateliți sau derivând funcția satelitului în raport cu propria conștiință de sine și abordând ponderea influenței exercitate de gravitațiile independente ale sateliților din conglomerat, obținem un coeficient de haos care spune că oricând sistemul poate fi perturbat de apariția inopinantă a vreunui asteroid de dimensiuni medii spre mici, care poate totuși produce un impact major în traiectoria predefinită a unuia sau a mai multor sateliți de sine stătători. Aici e adevărata minune a introspecției la nivel macro. Devenind un demiurg detașat de subiectivitatea existenței satelitare, ai posibilitatea să controlezi sistemul conglomerat de sateliți cu traiectorii aglomerate și asteroizi mai haotici decât haosul existențial. Puterea ta este inexistentă și totuși vibrează prin toți porii universului care se construiește sub ochii tăi. Tăcerea a devenit durere. Deodată cade o frunză din copacul de afară și revii la starea conștientă de satelit subiectiv. Băga mea și pula, iar mi s-a stins țigara. Am reinventat legile universului. Reinventezi legile universului? Poftim? Liniștea asta ne confundă. Poftim? Poftim? Poftim. Te-ai uitat vreodată în oglindă? Da, în fiecare dimineață. Vezi că ești prost? Trebuie diplomă de inginer să pui ceapă în șaurma. E 10 fără un sfert. La 10 am întâlnire cu Dumnezeu. Dar merge liftul ăsta mai repede. Toate e o formulă. Eu am formula mea. O aplic de fiecare dată și nu dă greș niciodată. Pe soarta mea, dacă vă mint. Nu există ceva pe lumea asta fără formulă. Dacă îmi zice mie cineva ceva pe lumea asta care nu are formulă, mă arunc de pe blocul ăsta. La început a fost formula 1. 1,
2, 3, mai de în pizda, nu zic, aia de la echitație sunt mari șoferi ai pământului. Da, da, echitația, ca echitația, dar echitabil e să nu sari calul. Și dacă ești gimnast? Păi, să nu sari calul fără să ai grijă la mânere? Să nu sari calul fără să ai grijă la maniere? Cum să mai țin cont de maniere când ăla de la contabilitate îmi tot spune că 16% e procentul pentru stat? Formula mea nu a fost făcută pentru leneși. Trebuie să măsor cuvintele de două ori mai atent și tot retardați ajungeți aici. Eu am formula mea care nu suportă devieri, deviații, variații, variante sau alte variabile decât cele stabilite deja și cunoscute ca atare. O aplic de fiecare dată și niciodată nu a dat greș. Niciodată. Niciodată. Până acum.